timpul strâmtorării lui Iacov. În Ieremia, capitolul 30, cu versetul 7, citim: Vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necas pentru Iacov, iar Iacov va fi izbăvit din ea. Am văzut că cei patru îngeri vor ține cele patru vânturi până când lucrarea Domnului Iisus în sanctuar va fi terminată și apoi vor veni cele șapte plăci. Aceste plăci i-au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniți. Ei credeau că noi am adus judecățile lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ne-ar îndepărta de pe pământ, plăcile vor înceta. S-a dat un decret ca sfinții să fie omorâți, ceea ce a făcut să strige zi și noapte pentru scăpare. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov. După cum l-a influențat pe Esau să pornească împotriva lui Iacov, tot la fel Satana îi va stârni pe cei răi ca să distrugă poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtorării. După cum l-a acuzat pe Iacov, își va prezenta insistent acuzațiile împotriva poporului lui Dumnezeu. El socotește lumea ca supusă lui, dar mica grupă care păzește poruncile lui Dumnezeu rezistă supremației sale. Dacă ar putea să-i șteargă de pe fața pământului, triumful lui ar fi deplin. Vede că îngeri sfinți îi păzesc și deduce că păcatele le-au fost iertate, dar el nu știe că deja cazurile lor au fost hotărâte în sanctuarul de sus. El are cunoștință amănunțită despre păcatele pe care i-a ispitit să le comită și le prezintă înaintea lui Dumnezeu în lumina cea mai exagerată, spunând că acest popor merită, exact ca și el, să fie exclus din favoarea lui Dumnezeu. El spune că Dumnezeu nu poate, în dreptatea sa, să le ierte toate păcatele și totuși să-l distrugă pe el și pe îngerii lui. Îi pretinde ca pradă a sa și cere să fie dați în mâinile lui ca să-i nimicească. Când Satana acuză poporul lui Dumnezeu de păcatele lor, Domnul îi permite să-i încerce la extrem. Încrederea lor în Dumnezeu, credința și hotărârea le va fi încurcate sever. Când revăd trecutul, speranțele li se năruie, deoarece în întreaga lor viață văd doar puțin bine. Ei sunt pe deplin conștienți de slăbiciunea și nevrednicia lor. Satana încearcă să-i îngrozească cu gândul că situația lor este fără speranță, că pata întinăciunii lor nu va fi spălată niciodată. El speră să le distrugă credința ca să cedeze ispitelor lui și să-și părăsească loialitatea față de Dumnezeu. Părinte Ceresc, îți mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt lucrează în viața noastră. Dă-ne cea voință să studiem Scriptura, să înțelegem clar timpul în care ne aflăm și să nu ne lăsăm înșelați, pentru că știm că cel rău vrea să ne distrugă, dar știm că prin sângele Tău noi putem fi salvați. Ajută-ne să înțelegem semnul distinctiv, clar, care ne arată care este poporul Tău și vrem să facem parte din el. Îți mulțumim, fii slăvit și lăudat. Amin.